Adași spectator spectatori, și bine v-am regăsit la emisiunea numărul 369, cu care v-am învățat în fiecare sâmbătă, începând cu ora 19, pe canal 33. Astăzi, un pic diferit, asta și pentru că sărbătorim cumva sfârșitul de an și ne-am gândit să facem o emisiune un pic mai diferită decât celelalte de până acum. Sperăm să fie o surpriză pentru dumneavoastră, și anume faptul că alături de mine, invitat sau coleg, partener, nici nu știu ce să zic. Da? se află nimeni alt decât, decât Romeo. Romeo, mă bucur, uite acum Îți mulțumesc inime. pentru invitație, <laughs> da? Bine ai venit în studioul Canal 33. Mulțumesc de invitație. Nici nu mai știm cine la e numărul 369. Numărul 369. Colegul de la școala de numerologie. Da, da. Da. Mulțumesc de invitație, a... mulțumesc că Eu îți mulțumesc că... Ție și de spectatorilor tăi. <laughs> îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Da. Uite, acum ne deja intrăm în vibe-ul ăsta pe care noi l-am de nostru. obicei. Al da. nostru, da. Noi și ai noi. noi, noi. Și ai noi știi, Cine ne vede și ne știe cei care suntem la, la previziuni, da. cu siguranță sunt mulți care ne urmăresc, deja simt. Uite da. pe ăștia cum Aici avem timp limitat. Aici avem timp limitat, da. da nu mai suntem ca la previziuni. La noi acasă da, e altceva. La noi 10 ani. <laughs> Putem ști da, și doar. Romeo, ne-am tot gândit noi așa ce să, ce să vorbim noi, ca să fie ceva deosebit. Adică să mergem într-o zonă în care pe care n-am abordat-o până acum, da pe care noi amândoi o știm da? și cred că ne fascinează cumva pe amândoi, vectorul 369, dar vectorul ăsta 369 în numerologie, știm amândoi că el de fapt reprezintă mult mai mult decât, hai să zicem, abundență, da? partea materială, da, ce o să facem noi și alte minunății care cumva acolo se revăd da? în zona de 369, cât de bine o să ne meargă, din punct de vedere material cumva. Dar el mai e ceva acolo de și nu... E bine, posibil să ne meargă. Exact, nu sigur, de bine o să ne meargă. Absolut, acolo. clar, categoric. Da. Dar, și știm și asta, că poți să ai abundență acolo, de a nu înseamnă neapărat că tu o să fii prințul... Nu știu, Petrolului. Ca... Petrolului, <laughs> da, aurului. <laughs> da, da. Ei, uh, dar, dincolo de asta, ce povesteam noi înainte să, uh, înainte să venim în emisiune era că ar fi interesant pentru telespectatorii noștri să vorbim despre partea asta... A lui 369, din perspectivă și psihologică, și numerologică, și mai mult de atât, da? vectorul care vorbește despre rădăcinile noastre, despre moștenirile noastre, despre constelații. Să aducem ce am vorbit noi la uh, previziune. Da, da, da. da, da? da, da. Că am uh, băgat acolo. Așa, <laughs> a fost anul constelațiilor. Da, da. Pentru că e 369. Mă gândeam să facem un film despre numerologie, știi? Ca să fie. Găsim, facem un film la noi de numerologie și. O să fie anul numerologilor, după ce lansăm noi filmul. S-a o idee acum. Da. Facem! Da, dar, facem! Deci da. plin de idei! Da, da. Ai abundență pe 369! Ce să mai m-am scos acolo? 3, La 6. ce cifre sunt acolo? Nu spun că. Na, nu, mi-e rușine, nu dau, dar da, adică da. știi că sunt timid. Dar, da, este un vector educațional, l-am putea numi și din unghiul ăsta de vedere. nu e așa? Pentru că avem baza. 369 mm. este baza baza noastră care ține de educație, care ține de cunoașterea educațională a noastră, care ne ajută să ne înnoim, să ne transformăm, asta spiritual, și, uh -huh. uzual, să ne adaptăm la orice stimul sau să continuăm, că nouă este și o cifra continuității, nu-i așa? Circularității. Să uh -huh. continuăm, da, ceea ce am învățat din șase familii. Da, am învățat trei din șase familii. Uh -huh. Și atunci e normal să fie și din unghiul său de vedere, și da, dacă ne gândim la treaba asta cu neamul, cu familia, cu rădăcinile, ne dăm seama că acest vector, care este un vector important ce ține de cunoaștere, educație, echilibru, transformare și așa mai departe, de ducerea mai departe a unor tradiții, când îl citim, bine, în funcție de aspectarea fiecăruia din numerogramă, ne poate învăța multe lucruri vis a -vis de neamul nostru, vis-a-vis -vis de relația cu părinții, care la relația cu părinții există în acel vector și se poate vedea uh -huh. cum și în ce fel, pe de o parte. Și pe de altă parte, cam ce e important pentru noi în funcție de aspectarea acelui vector, cam ce e important pentru noi din familie și neam. Uh -huh. Unde vedem asta? Păi, uh, uite-te la cadranul 3. Uh -huh. Acum vorbim pentru cei care cunosc Sigur, numerologie, nu cumva pentru toată cam... Da, așa este. Da, e și da. o emisiune care merge foarte mult pe aspectarea da, numerologică. Dar o să vorbim și la modul general da, pentru da. prietenii noștri care nu cunosc numerologie, care nu știu, dar așa în mare. Te uiți pe aspectarea lui 3 da? Adică cunoașterea subconștientului. Da, cunoașterea subconștientului 3 este o cifră subconștientului, da, este vectorul subconștient și trebuie este cunoașterea din subconștient. Și care este cunoașterea mea din subconștient? Păi în primul și în primul rând este cunoașterea educației. Uh -huh. Adică ce am învățat de la ăștia mei? de la mami, tati, de la neam și așa Aici mai departe. Ai putem vorbi de exemplu, de valori, principii, cogniții, idei, da? Da? da, pe care noi practic le luăm din ca și moștenire cumva, dar comportamente pe de parte și le uh -huh. și învățăm le imităm aproape și. Da, sigur, le integrăm. Le integrăm imediat, uh -huh, da? Uh -huh. Și atunci mă pot uita în vectorul respectiv, în funcție de aspectarea vectorului, de la cine am luat mai mult, de la mami sau de la tati, de la latura feminină sau de la latura masculină. Ce m-a învățat pe mine mami, ce m-a învățat pe mine tati, gândindu-mă numai la vectorul ăsta, la 3, uh -huh. da? La, 6, la când cadran, mă uit... la cadran, scuze, da, da. Da, da. la cadran. La 6 când mă uit, vreau să văd care este ideea mea despre familie, adică ce am văzut eu la ăștia în familie. Am văzut iubirea, am văzut individualitatea, am văzut bătaie, am văzut ce am văzut, gașcă, am văzut cum am văzut eu. Nu cum era uh -huh. în familie, ci uh -huh. cum am văzut eu. Uh -huh. Pentru că tu știi că fiecare copil își face povestea lui despre familie, Sigur. o poveste pe care el trei o vede. Fără Trei da, trei povești. Trei diferite. Frați, trei povești da. Da? Da. Da. Și atunci, a, aici mă uit. Mă uit să văd cum am văzut eu copilașul sau eu viitorul adult sau eu, chiar eu adultul când eram copil, da, această familie. Cum i-am văzut eu pe ăștia? Uh -huh. Fiind mami, tati, mamaia, aia, cine mai am pe acolo? Cum i-am văzut? Și aici te uiți la șase să vezi cum te-ai armonizat tu în relație cu familie. Cum te-ai armonizat? Păi tu te-ai armonizat cum ai văzut. Așa te-ai armonizat. Uh -huh. Sau De te-ai dezechilibrat. Te sau te-ai echilibrat. De -te adică mai mai repede cum te ai dezechilibrat. Da, 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 exact, corect. Da, da. Mai degrabă, da. Mai degrabă, negativ, da. 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 Și pe nou îl vezi, domnule, la ce stimuli, da, imitaționali. Adică cum am imitat eu, cum am învățat eu, ce am învățat eu, mai mult de la mami, mai mult de la tati. Hai să vedem cum. Cum m-am uitat eu la povestea ăstora ca familie, ce am văzut eu la ei, în funcție de astea două, eu ce fac? Mă înnoiesc. Chiar dacă mă prostez mai tare, tot înnoit sunt. Da, corect. Da? da? Sau și dacă am să mă adaptez. Corect. Da. Da. La ce să mă adaptez? La viață. Da, sau poate să fie că eu preiau și amplific acel comportament. Da? da? Sau poate să fie că eu, de fapt, n-am preluat și atunci sunt exact în comportament opus. Da? Pentru că poate să fie și imitație și poate să fie și. Dacă nu am preluat, gândește la chestia De unde știu eu să mă comport opus dacă n-am preluat? Uh -huh. N-am cum. De preluat o preiau. Pentru că eu zic, uite, nu vreau așa. Uhum. Și mă opun. Da, Asta pare. înseamnă că am integrat o anumită formă de cunoaștere pe care eu nu o vreau. Da, sigur. De nu, mă sigur, opun sigur, la ea. Da, Dar, dar Altfel, n-am cum să mă opun. Nu văd modelul negativ? Încelegi? și mă duc în mă da. Da, da, sigur. Ceea ce înseamnă că eu l-am văzut deja și pe cel negativ. Exact, da, ce că cele exact, -am exact am adică l-am integrat și în mine. Uhum. Știi, vorbeam cu cineva astăzi că eu nu beau pentru că tata a fost alcoolic. Iată, de te unde știi tu că tata a fost alcoolic și de ce te gândit tu să nu? Adică opus, vezi? Tu unde știi tu? Uh -huh. Pentru că ai integrat acel comportament. Nu înseamnă că te comporți ca acel um. om. Dar e în, tine. Și se frică de treaba asta. Și atunci, uite, nu mai beau. Sigur. Tocmai de asta nu mai beau. De teama că, de fapt... Uh... Sau tatăl meu a fost afemeat. Eu sunt fidel suției mele. și iată, un comportament pe care îl ai, sunt convins și tu în cazuistică și fiecare dintre psihoterapeuți s-au întâlnit cel puțin măcar o dată -o chestia asta. Uh, asta e uzuală. da, na, na, Știi? da. Absolut. Da, uite, știi ce mă gândeam? Uite, în, uh, gândește te un pic la noi cei care suntem născuți până în anul 1999, ce abundență pe 369, pe vectorul ăsta 369 și cât de puține cifre pe același vector pentru copiii după anii 2000. E logic aici. De ce este logic? Cum vezi tu? Pentru că e logică, n-am da. trecut pe noi doi. e logic, exact. Da, da. Da. Cel puțin nouă îl avem toți. Un nou, cu siguranță, că îl -avem, avem toți cei născuți până în 1999. Dar uite că există diferențe. Aici eram curioasă cum, mm -hmm. cum vezi tu diferențele. Adică ce știi avem foarte, noi și n-au ei. Știi, foarte interesant e un zi. lucru. Eu nu m-am născut degeaba în anii 1900, în particularitatea mm -hmm. asta, mileniul întâi, secolul mm -hmm. nou, nou da. deceniul da. șapte, șapte opt, și anul cu tare, da? Da, m-am născut în decenul 7, mai am puțin și fac 50 de ani. Okay. Ești tânăr, bună seara! Nu? Tânăr, da. Eu nu m-am născut degeaba în felul ăsta. Nu eu, Romeo Popescu, eu cel născut în, în zona asta. Știi foarte bine din numerologie genealogică că într-o sută de ani sunt aproximativ patru generații. Uh -huh. e, patru ce înseamnă? Este cadru de manifestare nu facem constelații, nu speciale, sunt specialist în constelații, habar n-am treaba asta, dar la numerologie acolo mai... Mai vedem și... Văd eu acolo, mă mai pricep un pic la numerologie. Da. Și atunci, patru cine este? Cadrul de manifestare. Ceea ce înseamnă că eu care m-am născut în ultima parte dintre cele patru generații, adică vin născut în partea asta de 70, 80-90, pentru că aici e trinitate. 7-8-9, uh -huh. da? 1-2-3, o parte. Da. 4-5-6, o altă e... parte. 7-8-9, o altă parte. De unde am luat chestia asta? luați o de bună că știu. Eu Din de unde cărți. Din cărți, da, da. Cărte de vizită. Așa. Și atunci eu m-am născut în partea asta. De ce m-am născut eu în partea aceasta? Pentru că eu trebuie să integrez și să dezvolt și să transform. Da? Transform nou. Da? O cunoaștere a unui mileniu. Pentru a nu se mai folosi, pentru că nu mai e bună de ce, de nimic, da? iată-l pe nou, Sigur. trebuie să mă adaptez, da. adică să o transform. Nu mai e bună asta, e bun ceva, e bun. Uite, asta e bun. Dar trebuie să mă ducă bila, pentru că m-am născut în decada șapte, că e șapte, să fac treaba asta cei care răspândesc ceea ce gândesc eu sunt ăia în anii 80 uh -huh. și ăia care au înțeles concret cu laș cuantificabil, Știu. adică mai concret bă, ăsta de la anii 70, nu mai prinde avioane atâta până astral, ci ia zi mai concret. da, ăia sunt ăia de 90. Da, 90. Domne, care e adică, concret? Uite, asta, asta și asta. Și au gata. Asta nu e bună, asta e bună. Uh -huh. Și atunci, în anul 2000, normal că acești copilași minunați, ei ce pun? Ei pun fundația, bazele unui nou mileniu. De aceea, care au trecut trăit în anii 900 până în anii 1000 au fost, într-un fel, transformaționaliști acelei forme de manifestare. De aia în 1054 a fost despărțirea catolicilor, da, da? Da, da? nu degeaba, <îmână> pentru că oamenii au înțeles într-un fel, ceilalți au înțeles într-un fel. E bine, e bine, ok, asta e binele meu, asta e binele tău. Poftim, iată, transforma Așa, și ăștia mici de acum, din anii 2000, ei. După ce înțeleg să armonizează în forma de cunoaștere de genul acesta, adică din 2040, ei o să înceapă să spună, băi, ăștia afară, ăștia în partea asta. De ce? Pentru că 2040 înseamnă despărțirea doi, patru cadrelor. În 6. Pentru ce desparte o chestie asta? Ca să le armonizez, să le echilibrez. Știi cum să spune? Vii cu vii, morții cu morții. Dar nu în sensul de moarte fizică, da. ci în sensul de, bă, cât o să am eu în 2040? Păi o să am și eu vreo 70 de ani. La ce sunt bun? Sunt bun să dau de gură, dacă e și cam atât. Înțelegi? <rătări> <rătări> și aia, dacă mai e. Da, dacă corect, mai da, e, da. da. Știi cum e? Marele înțelept vorbitor, 72 de ani. Știi? Depinde acum da. ce ai învățat, ce înțeleptul de 72 de ani. Știi la ce mă mai gândeam apropo de 36,9, 9 Uită-ne pe noi, de da, acei cu o abundență de 6, 9 și fidelitatea noastră față de familiile noastre. Dacă de greu ne desprindem de părinți, da? Da. sau și dacă te desprinzi de părinți, revenirea înspre ei, sau conexiunea energetică este mult mai puternică, traumele noastre sau da. comportamentele pe care le-am preluat de la părinții noștri sunt mult mai prezente în noi în comparație cu cei născuți după anii 2000. Ei se desprind mai ușor, da? ei vor rezolva mai ușor comportamente, traume pe care le primesc de la noi, ăștia lași care sunt părinții celor de după 2000. Da? Dincolo de faptul că vor transforma, așa cum ai spus tu. Deci, noi suntem într-adevăr acel pod între 2000 și da, pentru că noi suntem a patra, adică înfăptuitorii. Uh Știi? Patru este cifra și cifra faptei. Tu știi că iubești foarte mult cifra patru. Tu, o iubești mai mult decât o iubesc eu. așa? Dacă te iubesc mult, dar nu știu de ce. Îmi place mie patru. E bine așa, adică e vecin cu șapte și de aia. Probabil, da, exact. Da, asta e da, da. 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 patru e de-al meu. Mie îmi place opt, mai mult tot vecin cu șapte. Exact. Și atunci, e de da, e și da, e bun și da. Și atunci, dacă noi suntem înfăptuitorii, de ce înfăptuitorii? Pentru că prietenii noștri care ne urmăresc la emisiunea acolo și-au dat seama că ăștia sunt în a patra uh -huh. formă, da, 1, 2, 3, 4, așa mai departe, în, în a patra formă de manifestare. A patra formă de manifestare este înfăptuitorul. Adică, domnule, ăia au fost într-un. de noi avem traumatologie foarte puternică și abundentă, începând încă din anii 1900. Da, da, da. Specialiștii în constelații. Specialiștii, repet, nu da. domnișoarele care au văzut filmul, așa, uh, sunt foarte uh, în cazuistică, ei se duc acolo. Adică, ei lucrează cu persoane care au trăit în acea perioadă, dintre 1900 și 1930, uh -huh. și eu știu de ce vorbesc, 1930, da, da, da. Da, pentru că este o încadrare în zona aceasta. Pe de o parte, pe de altă parte, și deci persoane care s-au născut atunci și care au murit atunci. Dar asta înseamnă a patra, cincea generație, cinci care este cifra stimei de sine, adică este interiorul meu care funcționează într-un anumit fel uh -huh. sau nu. Uh -huh. da? Iar un specialist în constelații familiale poate să vadă încă o dată, eu repet cu specialistul că asta e. Da, 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 ce un vine special... de unde? Poate să vadă uh -huh. de unde vine sure. și ce se întâmplă pentru că această tehnică este și intuitivă. Tu nu poți să fii specialist în domeniul respectiv Sigur. dacă nu ești o persoană intuitivă. Dacă nu simți, absolut. Exact. Da, da, da. Eu dacă nu sunt intuitiv, nu am lăsat. Nu mă ocup de treaba asta, mă ocup de altceva. Și atunci, în momentul acela, eu înfăptuitorul, ce fac? Mă duc de acolo, rezolv, aduc în sens de început, în sens de răspuns. Cine e răspunsul? Păi răspunsul este copilul acelui om care a trăit atunci. Adică cine e copilul acelui om? Mm -hmm. Păi poate fi mama mea? Sau bunicul, da. Sau poate fi bunicul meu? Mm -hmm. no, no. Cine e mama și bunicul? Trei, da? Eu unu, mama doi, da. mama, adică părinte, în sensul de ăsta zi mama, da? Și bunicul, bunica, trei. Adică iată ce fac eu înfăptuitorul, da? Păi eu înfăptuitorul aduc cunoașterea trei de acolo să o treacă prin mine. Îmi dai eu o mai tare, cât Fimiu, de exemplu, uh -huh. care e născut după 2000. Și o ugui mai tare. De ce? Pentru că eu înțeleg altfel, pentru că am păștea în cârcă. Toți ăștia au făcut parte din secolul nou. Da? Secul, fiind 1900, iată, nou este secolul. Da? Adică secolul transformaționalist. Dacă mă duc și mă gândesc în unghiul ăsta de vedere, că eu transform ceea ce s-a început în secolul nou... Ce s-a început în secolul nou? S-a început ceva care s-a transformat din spate. Și dacă mă duc pe această lege 789, da, îmi cer scuze pentru cei care nu știu numerologie absolut deloc și sper ca aia care știu numerologie să deschidă urechile. Îi așteptăm la școală, da. Da, îi așteptăm la școală, da. Atunci ce fac eu? Pe lângă faptul că eu am legătură cu ăștia care au trăit în zona asta, a patra generație, a treia generație, chiar și în locuri a cincea generație, ei au fost și ei educați într-un anumit fel. Da, și fiind educați într-un anumit fel, sunt cei care au, au adus transformarea din 8, din 1800. Uh -huh, uh -huh. O fiind un ce? Un secol social. Știm revoluțiile, știm căderile de imperii, știm ce s-a întâmplat acolo. Atunci ce au făcut oamenii ăștia? Oamenii ăștia fiind într-un vector, într-o paradigmă a secolului 8, da? Secolul în anii 1800, nu zic, nu e secolul 8, zic secolul 8, numerologic. Da, 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 da? Da, da, da. Că o să zic ăștia, că nu știu care e Nu, sub influența lui, 8, da. sigur, ah, dar da, da. Și atunci, ăștia ce au făcut? Au adus lumea în ei să o transforme. Deci, în străbunii mei, bunicii și străbunicii mei, este particularitatea lui 8. De atunci, adusă de părinții acestor oameni, părinții bunicilor mei sau părinții străbunicilor mei. Ei au transformat lumea de atunci. Uh -huh. Și eu vin cu această cunoaștere transformațională. Este cea mai rămasă, zicem, de la ei. Transform eu acum ca ăștia după 2000 să fie curați. Da, că dai corect. zero acolo. Să da. eliberăm vectore, cumva. Îi eliberăm, exact. Da. Ai văzut că sunt oameni născuți după 2000 care pe 3 6 9? Nimic. Nu au nimic nimic sau au da. un 9? Sau exact, Sau un 6 da. sau un 3. Cam așa. Da, da, da. Puțin. Se vor desprinde cu siguranță de tot ce Rapid. partea de traumă venită din Rapid. De-aia am zis, bă, ăștia de generație noastră îi căptăm azil. Pentru că bă, ăștia copiii nu o să fie ca noi. Absolut, dar da, uite, vezi că și partea asta de constelații sau, na, de psihologie într-un final și de bă, psihoterapie. A, hai să fim cei înțelegi, mai avem mulți. Avem acolo domeniul psihologiei care ține de, da, de cei, zona asta. cei mai mulți suntem noi, ăștia, generația 70-80, da, care da. căutăm foarte mult să ne găsim liniștea, să ne împăcăm, mm -hmm, să vindecăm, mm -hmm, să dăm jos ăștia de pe noi. Da, veniți din spate. Da. Vectorul 369. Exact. Da, Foamea, care a fost pf, o traumă reală pentru tot poporul ăsta, anii 50, nu? Da? Numai departe de cele două războaie mondiale. Dar pierderi, femei da. care au da. devenit, într-adevăr, da. foarte masculine. Apropo mm -hmm. de multă masculinitate pe care noi o da. observăm acum, noi, ca și femei. Da. Păi, dacă te uiți în spate. Noi trebuia să supraviețuim în 1940-50 când bărbații erau plecați la luptă. Păi nu? dacă stai să te gândești pe particularitatea României, uh -huh. îți dai seama, în 1877 78 -18, război. Da. Independența țării. Da. Ai mai stat și tu ce ai mai stat da. un pic așa. Da. În 1913 da. ai participat în războiul Ruso turc da. După aia ai mai stat puțin, te-ai dus în primul război, primul război rând mondial. Rând. După aia ai mai stat puțin, te-ai dus în al doilea război mondial. Da. Da. Și, după hop și după aia, hop, hai să fim noi. Păi cum să fii nou când în 1877 tu o ții numai puțin uhum. așa pace, după aia iar conflict, iar pace, iar conflict. Ceea ce înseamnă că și comunismul, Romeo, care ne-a pus în postura de a nu vorbi, de a ne ascunde, de a nu ne cunoaște emoțiile real, nici măcar nu se mai făcea psihologie, adică se închiseseră toate facultățile de psihologie. Deci nu mai departe de asta. Noi și părinții noștri sunt cei care ei n-au avut contact real cu emoțiile lor. Ei n-au făcut decât supraviețuire. Acum exagerez un pic, dar... Da, exagerarea este atragere de atenție, știi bine, psihologic vorbind. Da, exagerăm un pic ca să... cumva ca să atrag atenția asupra importanței pe care acest vector are asupra noastră și asupra faptului că real curățând noi, dar noi cei de generația noastră, facilităm cumva viața copiilor noștri. Da, Eu suntem extrem de... de întors, da, da, Pentru că suntem înfăptuitori, exact cum am vorbit. Uh -huh. uh, da. Și n-am să iurea înfăptuitorii. Și dacă te uiți numerologic vorbind, conform legii ternalului, că asta am folosit-o în spiciul meu până acum, și înfăptuitorul, păi tu te intersectezi conform legii ternalului 789, Deci a treia zonă, pe de-o parte, și conform melogiei genealogice, ținând cont că într-o 100 de sunt patru generații, da? atunci tu ce ești? În făptuitorul în cunoaștere. Da, da, asta da spune să, să și înțeleg. Exact. Deci de-aia părinții noștri sunt niște oameni minunați, de ce? Dar ei au doar o supraviețuit. Noi care suntem născuți cu 7, 8, 9, că seama, dacă ești născut în 1970, 7, 1980, uhum. 1990, pe vectorul 7, 8, 9, în adică vectorul da. care vector? Coordonării Sigur, și transformări, da, tu ai cifre. Da, adică ca abandere. să ai cu da. ce? Știi da, cum da, să spunești? Da, da. Să poți. Să poți. Și atunci interpretarea este minunată în zona de 7, 8, 9, în paralelism cu 3, 6, -3 9. 6, 9. Asta pentru cunoscători. Și atunci, în momentul în care eu, un făptuitorul, eu cel născut în generația asta, când m-am născut în anul 70 sau în anii 80 sau chiar și în anii 90, da? atunci eu trebuie să-mi făptuiesc ceea ce părinții mei nu au putut, nu că nu au vrut. Corect. Nu -au au vin, putut dar nu au putut instrumentele să necesare. Da? da. Nu că nu au vrut. Gândește-te câți oameni, că tu știi bine, la cursuri, la psihoterapie, câți oameni, născuți în anii 50, născuți în perioada aceea, vin la cursuri. Este de admirat. Da, așa. Este de admirat. De ce? Pentru că acei oameni vor să transforme acum, Cel da. conform perioadelor evolutive, e dificil pentru ei. Dar ceea ce este minunat, care ne ajută pe noi, cei născuți cu 70, 80, 90, este că acei oameni, în anii 50, 60, chiar și 40, înțeleg. Deci, dacă ai înțeles. Tu știi bine că dacă înțelegi, asta înseamnă că ai de conștientizat. De blochezi, sigur, și gata. automat. Da, da, și da. asta contează, pentru că la un nivel, dacă e să mă folosesc în constelații, în momentul în care un astfel de om născut în anii 50, în anii 60 sau în anii 40, a înțeles, dintr-o dată, tu ai mai puțin de făcut. Tu mm -hmm. născut în 70, da? 80, 90. Da, da. Și copiii mei la rândul lor și da. mai puțin de atât. Da. Da. Doar că de energetic și că da. conștientizezi de fapt eu cu ce traume am venit și ce am eu de înțeles. Pe de e de admirat, că acești oameni care sunt născuți în acei ani vor să cunoască și vor să știe. Care să, să cunoască numerologie, astrologie, să cunoască ceva. E de admirat. Hai să uh, o luăm un pic așa și poate un pic mai puțin numerologic, apropo de vectorul ăsta 369. <laughs> da, și să ne gândim un pic uh, ce înțelegem noi prin vectorul 369 de la părinții noștri, bunicii noștri... Cum, cum vezi tu partea asta? Încearcă să. Ca să nu mă duc în numerologie, mm -hmm. adică în cazuistică, să nu mă duc da. în numerogramă. Da, -duc exact. că sunt pentru prietenii noștri care nu știu numerologie, da? Păi, dacă este vectorul educațional, da, aici mă duc așa, în vectorul educațional, e acest vector pentru cunoscător, poate să vadă modul în care ai înțeles tu și ai educat-o. Am explicat mai devreme la începutul de emisiunii. Mm -hmm. Din altul, de vedere. Înțelegând că acest vector este educațional, ce am învățat de la mami și ce am învățat de la tati. Simplu. Eu sunt cinci. Da, eu omul, nu eu Popescu, da? Da. A, așa. Eu sunt cinci. De unde știu eu că sunt cinci? Păi știu din două lucruri foarte concrete. Sunt trinitar, adică am cap, și membre, și sunt împărțit în două ca energie, stânga, dreapta. Asta nu poate să zică nimeni, bă, tu nu, nu e decât, da. n-ai cum. Deci ești cinci, da? Uh -huh. Care ce înseamnă asta? Trinitar fiind, este fapta ta, adică tu cu capul tău gândești acolo cât poți și tu, cu mâinile și picioarele faci, iar cu trunchiul ce faci? Îți coordonezi activitățile respective, adică aici e uzina. Uh -huh. Tgâdând, gândești, bagi în uzină cărbune, o cheftea, o ceva Parma. acolo, o sarma, și uzina funcționează și uite că roțile, mâinile merg și asta. Și uite, asta, e da. Stânga-dreapta, ce înseamnă stânga-dreapta? Înseamnă o parte a umbrei și o parte a luminii. O parte masculină, yang, și o parte feminină, yin. Eu m-am născut așa? Da. Că eu m-am născut dintr-o mamă și dintr-un tată, adică toc. un bărbat și o femeie, toc. care la rândul lor, au avut o funcționalitate trinitară, cum zic eu, da? Adică au înțeles ceva de la viață. Și dacă eu au înțeles ceva de la viață, atunci, conform nașterii mele dintr-o energie feminină și o energie masculină, trinitar fiindcă m-am născut întreg, uh -huh. da? Atunci înseamnă că eu sunt cinci. Perfect. Cinci și cifra perfecție. Da da, da, da. da? Eu sunt cinci. Perfect. Și atunci când mă duc și văd, nu neapărat în vectorul respectiv, ci în general vorbind, de educațional vorbind, este clar că în interiorul meu există un dualiz, da, de întuneric și lumină, un dualiz legat de parte statică și parte dinamică. Toată această parte statică și dinamică, da, funcționează într-un anumit fel și îmi dă mie ceva de gândit ca motorul meu să funcționeze, să merg, să fac, să drec. Deci din cauza, nu, datorită, datorită. acestei dualități, da? parte yin și parte yang, această trinitate a mea, cap, membre, funcționează. Ca să explic cât mai pe înțeles. Da, da, da. Da, nu numerologic. Nu da. numerologic, da. <laughs> Cine e să ăștia dualismul ăsta din mine? Mami și tati. Mami este partea yin, adică partea statică. Da, 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 da. Și tati este partea yang, adică partea dinamică. Activă. De-aia se spune că mama îmi dă starea și tata îmi dă legea. Adică acțiunea, după care eu să mă duc, da, e bine sau nu e bine. Da, știi? sau mama mă învață emoțional da, și, și tata mă învață acțiunea. Acțiunea, ce acțiunea să fac? pragmaticul, da. concret. Da? Și gândindu-ne din unghiul ăsta de vedere, eu n-am cum să mă duc să zic, ia mă, gata, rup. Deci pe mine mă influențează în acest dualism al meu. În momentul în care eu, asta pot să mă duc în numerogramă și să văd, sunt mai aplicat către partea in, adică către partea maternă, către mamii, uh -huh. Da, atunci va funcționa foarte mult această zona mea statică. Zona statică nu este în sensul că o să stau un fotoliu tolănit, ci mă duc într-o zonă statică care cuprinde ce se vede. Uh -huh. De ce zic ce se vede? Pentru că ce se vede e static. Ce ai văzut? Copacul, ai văzut studio, da, ai văzut nu ceva. Nu știu. E static. Da. Uh -huh. Chiar dacă pământul uh -huh. se învârte, da, da. e static. Adică este ce se vede, e real. E orizontal la vieți. Ce nu se vede... Este verticala vieții, adică convingerile tale pe care le ai de la legea paternă. Și atunci, dacă eu sunt, numerologic vorbind, acum mă uit în numerogram și văd că eu sunt mai aplecat către mami, uh -huh. asta înseamnă că eu să mă descurc mai bine pe orizontala vieții. Ceea ce înseamnă că dacă mă descurc mai bine pe orizontala vieții, s-ar putea să uit relația cu rădăcina. Uh -huh. Dar mami este rădăcina. Da. Pentru că mama este cea care îmi dă mie viață și e rădăcina. Dar mama era numai rădăcina sentimentală. Uh -huh. Adică eu voi prelua din zona de neam ce înseamnă afectiv emoțional dacă sunt mai aproape de mami. Deci în zona de orizontală a vieții, ce pot să fac eu? Pot să trăiesc afectiv emoțional ca aia de neam. Mama aia, tata aia, bunicul, bunica, toți aia. are și partea materială aici. Și mai avem uh -huh. și partea materială, uh -huh. Da. Adică, de unde văd eu? Păi mă uit cum e neamul, lui mama, bănușorul, uh -huh, și văd uh -huh. dacă o să am bani. Uh -huh, uh -huh. Dacă mă uit la neamul tata, și ăia au bani, deci bine cau, că au. Că s-ar putea eu să uh -huh. n-am. Pentru, pentru că banii țin, țin de zona să asta. De la, la partea asta, sigur. Da. Uh -huh. la, aia, la ce mă uit la ăia? De verticală. Adică lucrurile care, ascunse, lucrurile uh -huh. magice legile nescrise, cutuma educațională nescrisă. Relația mea între mine, rădăcină și Dumnezeu Univers. Da, aici e și potențialul meu. Potențial de dezvoltare într-un final. Și atunci cum mă uit eu la tata? Păi eu mă uit la tata ca facilitator de constelații familiare. Adică, ăsta îmi facilitează mie relația cu rădăcina mama, adică cu strămoșul, că el e soțul. Cine este asta? soțul? Ah, nu știam. Da. El facilitează relația, pentru că ce face el? El a ales o femeie, da, s-a iubit cu ea și m-a făcut pe mine. Și atunci, el ce a făcut? A făcut acces la acea ramură sentimentală și m ajută să mă duc în legea divină, prin felul lui masculin. Uh -huh. Adică, iată cum tata, în relație cu mama mea minunată, superbă, prin iubirea lor, m-au creat pe mine și el mi-a facilitat. Relația cu rădăcina prin mama și că relația cu Dumnezeu prin el. Uh -huh. Uh -huh. Da? Pentru că dacă nu era el, eu rămâneam cu mama mea, dar rămâneam numai pe orizontal. Eu nu aveam legea. de pot să fiu, de exemplu, nesătul. Uite, omul care nu are o relație bună cu tata... Este nesătul. Nesătul de ce? Nesătul de mâncare, de băutură, de bani, de ceva. E nesătul. Da. El nu are limită. Uh -huh. E ca apa, știi? Dai apă să da. peste și asta tot. se vede și în cadranul 6. Și asta se vede exact în cadranul 6. De, să nu spun numerologi. Eram așa, știu, eu da. am nu m-am putut abține. Da. Cât de repede putem să vedem acest lucru? Da. Dacă Noi ne ca numerologi? Da. Păi nu știu, 30 de secunde. Da, exact. Da, 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 da. Dacă știi numerologie, dacă nu, dacă nu sigur. Zici uh -huh. acolo. Dacă ai un 6, înseamnă că ești. Da, în deci bine. un vector care, într-un final, dacă eu cunosc numerologie, pe mine poate să mă ajute să înțeleg dacă omul ăsta este fidel lumii materiale sau exact. dacă el este, de fapt, în dorința de a se dezvolta. Sau, până la urmă, se poate vedea chiar și echilibru, că nu există neapărat doar una sau doar nu, cealaltă nu, Ele se susțin una, una. Tu nu poți să trăiești în viață în dezechilibru. Mai devreme sau mai târziu vei somatiza. Uh -huh. Tu știi bine că dacă trăiești în dezechilibru cu multă energie in, adică mult matern, da. te molnavești. Da. Dacă trăiești și orice în dezechilibru, nu despre un echilibru. Adică exact. e indiferent. Despre da, dar vezi, asta e o entitate a vieții și o spun imediat. Dacă tu te înțelegi mai bine cu tatii, tu dezechilibrezi și somatizezi culsova. Oi, razna. în nebunești. Da? Adică o iei razna, prinzi avioane, nu ești, realitatea asta pentru tine nu mai e, n nicio treabă. Asta vine și invers, știi bine, de psihoterapie, că dacă îți dorești neapărat tată, dacă ți-e dor de tată, poți să o iei razna, să faci tot posibil și viceversa e valabil. De ce zic că este o antiteză? Pentru că în momentul în care tu vrei să te echilibrezi, de ce vrei tu să te echilibrezi? Adică concret, adică de ce vrei tu să te echilibrezi? Pentru că există o lege a sistemelor și spune așa, sistemul aflat în repaus se autodistruge. distruge. Uh -huh. Dar de ce trebuie tu să te autodistrugi? De ce vrei echilibru cu gândul sau da. cu gândul? Cu știința Cu știința, da. Că te vei autodistruge. Păi de ce? Pentru că e nevoie de evoluție. Ceea ce ești tu în dezechilibrele vieții contează ca stare de manifestare a Universului, pe de-o parte, și în momentul în care tu ai priceput, te -ai echilibrat și pe aia mori. Că ce să mai faci? Deci tocmai asta e sensul. Adică sensul este de perpetuare. Uh -huh. Dar e un om echilibrat nu poate să stai echilibrat. Tu știi asta din, psiholo, din, din psihologie și din psihoterapie. E chiar și foarte să stai în echilibru. Da. Tu Metaforic bine. vorbim. Tu când nimerești un, un, pacient sau nu știu, un client, hai să zicem așa, client, da? Uh, care vezi că e în echilibru, știi că o să se întâmple ceva nașpa cu el. Că, <laughs> nu pentru că vrea el ci că pentru nu că se poate, nu da. se poate da. Da, exact da. Da. Da, în doamna nu psiholog posibil... sunt bine Mm -hmm. Mă simt foarte da, bine. Da, totul este în regulă. N-am problemă. Și de ce ați venit? <laughs> e clar, da. Eu, de fapt, nu am nimic, nu am nicio problemă. Da. Mm -hmm. da și deci putem cumva. Putem să, fim să vedem și zonă echilibrarea sau dezechilibrarea din acest vector în funcție de numărul de cifre din cadranele respective, pe de-o parte. Mm -hmm. Tu știi bine că acele cifre au legătură cu alte cifre, cu afectiv emoțional, cu stimă de sine și cu forța socială, adică mediu. Pentru că e un vector 2 5 care care apasă sigur, pe care pune presiune pe celălalt. Pune presiune așa. pe el. Da. Și ăsta al e alt. Reacționează. Că e da, da. E fizică, da. Și atunci e normal să se întâmple chestia uh -huh. asta. Tu, ca numărul loc, poți să te uiți așa, te uiți acolo și vezi care e schema, vezi presiunea vectorului respectiv, da? dacă a fost o presiune mai mult socială, mai mult personală, mai mult afectivă, mai mult, mă rog, pe identitate. Uh -huh. Uh -huh te uiți pe 369, vezi care a fost presiunea, vezi din 369 ce se întâmplă acolo, le dăm, uite, asta e cu bani, trebuie să o dăm. Da. <laughs> asta era the workshop. de workshop. Conferință de workshop, da, corect. A, așa? Da. Și interpretezi. Nu, e măcar, nu e nicio problemă. Ei se poate să pot uita, dar dacă nu, de da, alte să... noțiuni pe care trebuie să le înțelegi. Sigur, și să trebuie, trebuie să faci niște conexiuni și niște corelații da. între Și asta. atunci avezi re... zona respectivă și îți dai seama. Da, vectorul ăla are un număr de cifre și o sumă, uh -huh. care iarăși ne spune nouă care a fost dinamica în familia respectivă. O dinamică mai mult îndreptată către masculin, o dinamică mai mult îndreptată către feminin. Uh -huh. și dacă adică tu material. Și... Spiritual. Exact, da, exact uh -huh. spiritual, material. Și tu știi că dinamica ca... A, tu citești cifra, numărul de cifre sau suma lor, și ai niște cifre acolo pe care le citești. Și să dai seama mea, domne ăsta a fost într-o dinamică mai mult paternă. Conform legilor, da? Uh -huh. Cine tata, ai face de constelații tata, uh -huh. da? Așa. Uh... Dacă a fost într-o dinamică paternă, este posibil ca această dinamică să mă îndrepte pe mine, să fac conexiunea pe verticală, dar să nu mă ajute pe zona de orizontală, Adică să nu-mi iau doi covrigi, să-mi iau numai unul. Uh -huh. Sau da. să-mi doresc un covrig. Da, da, da. Poate mă ui și văd dinamica pe matern mai mult. Atunci mă ui mai mult cu covrigii, da, pe orizontală, pe rădăcini și mă ui mai puțin pe sus. Uh -huh. O am vedea noi mă ce facem. Da, mă Ia, să da, Ia lasă-mă că vedem noi. Da, e chiar o pun rezistență, exact. Acolo. Ia lasă-mă că vedem noi, da. Și mă uit așa. Și a, a, tu poți să vezi asta în funcție de dinamica acelor cifre. De-aia și cu 36-9 am spus noi că contează că e mult, dar de cum e, că unii are, alții nu are, ca să mă exprim corect Da, da, da. Da, și în cu corelație, cum spuneai și tu, și cu partea de vector social și mai ales și cu partea de vectorului de transformare, că așa asta îmi spune foarte mult. Exact, pentru că adică tu vezi ce împinge, eu. știi? 7-9 uh -huh, uh -huh. e împingător, îl da. împinge. Și, cumva și o direcție, într-un final. Da. da. Și mă duc undeva. Împinge, împinge, dar unde mă și duc? Păi, văd pe ceilalți vectori și văd cât de repede și au cât de încet, pentru că am rezistența lui 4, 5, 6. Uh -huh. La unii e mai multă rezistență, l-am la alții e mai puțină, în funcție de numărul de cifre. Împinge, împinge, dar rezistența e puternică și nu mai ajunge în energie. Nu mai e rezistența puternică și energie neam. Uh -huh. Uhum. La alții nu e așa. La alții rezistența e mică și atunci energia e puternică. Și împing, ăsta e mult mai puternic. Să duce înainte, așa. Să duce mai repede. Sigur. Da, să duce mai repede. Depinde, de la uhum. caz la caz, de la numărul la numărul Da, poate Acum să facă la... un salt mult mai rapid. Da, da, uhum. depinde. Unii se duc în cal înainte de tot și zic, domne, ce caut eu aici? Nu știu, m-am trezit în situație, că sunt mulți oameni care se trezesc în situații, știi. Sigur. Alți oameni până ajung într-o situație, oh, să gândesc, fac, dreg, e greu. Da, noi uitam la, la, ceas, da. la ceas, absolut, da. că mai avem încă șapte minute da. și ne-am putea să vorbim mult și bine pe acest, pe acest vector. Uite, da. dincolo de asta, apropo și de abundență, apropo și de partea sexualității, noi vedem acolo inclusiv partea de sexualitate da, și de modul în care eu produc niște atașamente vis-a-vis -vis de anumite lucruri. Da? Dependențele Dependențele, da? exact. Da? Și capacitatea mea de a, a, face față situațiilor. Adică, eu odată ce conștientizez, cum spunește mai devreme, eu odată ce conștientizez, adică din subconștient trece în conștient, că asta cumva înseamnă conștientizarea. Da? Adică mă Adică s-a conștientul la ce mă uit, în arhivă și a zis, domne, ia o pasă. Mm -hmm. da. Da. <laughs> în momentul în care eu conștientizez anumite lucruri, eu pot să și lucrez cu ele. Da. Da? Doar că din punct de vedere al numerologiei, eu deja văd acolo în momentul în care este o abundență sau în momentul în care nu este deloc nicio abundență. Mm -hmm. Dar modul în care eu gestionez cumva situația din subconștientul meu, cât de repede trec peste o situație sau mm. cât de mult stau într-o situație. Asta da? depinde de ce de aspectarea fiecăruia. Uh, cât de mult stau acolo și depinde De exemplu, dacă eu acolo Ce atașamente produc Dacă uhum? eu acolo uhum. sunt cu patru cifre Stau O viață Ce să mai A, e, e cutia mea și fac ce vreau cu ea Cam așa ceva, știi? Și totuși poți să ies cumva de acolo Poți să de ies greu? Dacă uhum. eu fac un calcul și îmi dă la sumă ceva ce m-a scoate uhum. de acolo uhum. Da, niște cifre care să mă împingă Dar dacă nu îmi dă nu-mi dă. Uh -huh. Gândește-te, patru cifre sunt mai 13. Nu are cum să fie 13. Dar uh -huh. zic așa. Da? Dar acolo mă uit. Să văd ce mă scoate de acolo. Dar dacă sunt cinci, s-ar putea, de exemplu, să nu ies niciodată, pentru că acolo a fost o palmă pe stima mea de sine, atât de mare, încât pot să văd eu, ca psihonumerolog, da? Că vorbim de psihonumerologie deja acum, deci eu pot să văd ca psiholog care e schema acolo de să mă scoată pe mine, dar e posibil la unii să fie o schemă care să nu depindă de ei. Uh -huh. Da, să fie în afară. Și ce zici tu acelui om? Dragule, tu vei ieși din schema asta, adică nu te vei simți ultima găină în neamul ăsta, decât dacă vine cineva care trebuie să facă asta. Că dacă nu vine, el rămâne acolo. Uh -huh. Alți oameni care au mai multe, bine, la șase, îți dai seama că e mai ușor așa, să pupă și el într-o seară, câștigă o primă și a ieșit. Uh -huh. Înțelegi? Uh -huh. La trei este, dai seama, stai puțin să vedem, dar ai dreptate, doamna psiholog, dar de ce îmi zici asta? Dar cum? Da, dar îndoiala, ce îmi spui, asta, doamna să văd asta? Să spui nu, ce? nu, adică te, uh -huh. sunt, am ceva. Uh -huh. Și îndoiala este, știi când e îndoiala, când apare îndoiala? Îndoiala apare în momentul în care eu sunt uh, nesigur din punct de vedere afectiv Eu, eu nu pot să îndoit Eu, Popescu sau Georgescu Sau oricare Decât dacă ceva afectiv vorbind Din viața mea nu merge bine uh -huh. N- ai cum să ai o viață afectivă perfectă Niciunul nu are Care are viața afectivă perfectă Înseamnă că vin vinde gogoșe aici Deci de-aia Pentru că eu atunci sunt îndoit Să zicem că eu nu mă înțeleg bine cu mama Că tu vorbim de părinți Atunci ceva afectiv nu merge uh -huh. Și eu voi fi îndoit Mă înțeleg prost de tot cu mama. Eu bărbat fiind, că și asta e o schemă aici. Da. Păi atunci voi fi îndoit non-stop și greu mă vei scoate tu, iubita mea, din chestia asta. Și știu de ce am zis asta. Poate că prietenul meu cel mai bun o să reușească, dar voi avea încredere numai în el pentru că e prietenul meu bărbat cu care bea o bere și mă am băt. Uh -huh. Deci, atunci, până atunci, tu uh -huh. nu o să mă crezi. Și nu o să poți să faci nimic tu fiind iubita mea, pentru că eu am o relație proastă cu mama. Și după aia mă și enervează că am o relație proastă și cu bunica. Uh -huh. Care mi-a vorbit urât de tata. Na. Da, și -a uite și mi-a scos schema. <laughs> și mi-a îndoit de anul. Depinde gândă. dă. Pe vectorul ăsta poți să dea o sumă 22, de exemplu. Poți să dea 21. Poți să dea 24. Gândește când îți dă suma cifrelor 24, unde te duci? Că te-ai dus direct la mami, mamaia, da, mama lui mami, mamaia lui mamaia, Și cu mamaiile astea aici, ia să vedem, domnule, ce Dar, e aici. tot neamul de femei. Exact. Și atunci poți să-ți dai seama din, din schema asta cam cum și în ce fel. Normal că tu poți să-ți dai seama ca numerolog în na, câteva secunde. Nu e vorba că nu-ți dai seama de câteva secunde. Modul este cum o pui în scenă, uh -huh. cum o pui în interpretare, astfel încât acel om să înțeleagă niște chestii. Și mai sunt ăștia după 2000 care ai văzut că au cât o singură cifră uh -huh. și asta depinde numai de ei. De ei adică de ce depinde? Păi în funcție de ce. Adică dacă e 3, depinde numai de el și de cunoașterea lui, adică ce învață el în stânga, în dreapta. Dacă e de șase, mai de avem de așteptat pentru că el s-a putea să-și facă o imagine despre mine și măsa. Și s-ar putea să avem un problem aici și trebuie să ne bazăm pe al șase care vine despre pragmatism, vocație. Poate mă duce mintea și nu las să, duce pe, să ducă pe vocație. Dar nu mă duce mintea, să zicem, și nu-l las. Uh -huh. micul care are numai un șase acolo, să ducă pe vocație. Și nu-l las. Și atunci lui trebuie o ce, o domnișorică, ca să pupe cu ea, da, da. ca să-l scoată să din această Sau nu, îi trebuie ceva, e curios tot timpul. Uh -huh. Și atunci e curios, mă ascultă pe mine neam. Nu mă mai ascultă. Dar da, nici măcar nu mai audă? Nici nu uh -huh. uh -huh. Și de -aia. Uh -huh. Așa ca să zic, mai a, mai avem puțin Da, mai avem da, două E bine așa. Da. Da, Bine, da Evident, e minunat să, să te da, aud da. vorbind Și uite, și eu am tăcut da. Da. Pentru că depinde eu Cum sunt ușor, lucrurile da, 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 da. Depinde cum sunt lucrurile Și de-aia spun, adică tu ca psihonumerolog Poți să vezi unde te-ai dus Și de-aia analizezi Pentru că în fost la urma urmei ăsta 369, ca să concluzionăm că mai avem puțin uh -huh. E baza noastră da. Este baza, fundația și așa mai departe. Și atunci eu pot să am o fundație foarte solidă care nu este uh, necesară pentru casa mea, da? Fundația mea nu e necesară pentru casa vieții mele uh -huh. și va trebui să o modific. Și s-ar putea să-mi fie greu să o modific. Poate acea fundație este bună pentru casa vieții mele. Și dacă e bună pentru funda fundația aia, pentru casa vieții mele, asta înseamnă că trebuie să o aduc la un alt nivel. Deci oricum trebuie să fac ceva. Da, da, corect. Da. Deci oricum aș dau tot aia. E. gat. Mai <laughs> îți dai seama. Deci, oricum, de-aia spun, adică este foarte important acest lucru și uh, oamenii ăștia care chiar sunt specialiști în constelații familiale, puțin, dar buni, așa, uh, din țara noastră vorbesc, nu știu, în străinătate, uh, chiar fac minuni. Dacă chiar sunt... poți să te ajute, într-adevăr, să poți da, să înțelegi să anumite să lucruri. Înțelege anumite și chestii. dacă ar fi și combinată cu partea asta de numerologie, cu siguranță că ar putea ajuta. Da. Bine, n -n noi știm cum. Păi ne ajută în cazuistica noastră, în consultațiile noastre, ne ajută treaba aceasta, iar specialiștii aceia sunt și ei specialiști și ajută în cazuri concrete și așa mai departe. Pentru că nu poți să-i aminte. Gândește, cum spun eu la numerologie genealogică, da? Uh -huh. Păi tu ții contă omul care a trăit prin 1700. Dacă ești 12 generații, asta înseamnă până în 1721, deci cam acolo, în perioada fanariotă. Uh -huh. Și nu știi cum au fost rămoșitei acolo. Așa că du-te în istorie, citește istorie și vezi da, ce și te influențează. Vezi că de acolo pot să vină niște influențe. Exact. Doar citind poți să ții niște informații, da. ca și intuitiv. Romeo, îți mulțumesc că am ajuns la final. Da, îți mulțumesc că m-ai invitat la emisiune. Cu drag. <laughs> da. Ne vedem data viitoare când da. te mai invit din nou. Da, da. da. <laughs> și mulțumesc. ce să zic? Ne vedem tura viitoare. Dragi telespectatori, vă mulțumim foarte mult. Sper că v-a făcut plăcere să îl revedeți pe Romeo, tura asta în altă postură. Tot el a vorbit. Să ne vedem cu bine în curând și până tura viitoare eu vă urez sărbători fericite și toate cele bune. Numai bine!